conferințe de presă. Vreau să întreb Consiliul Județean, având în vedere că au acum și președinte, au și vicepreședinte, structura este completă, vreau să întreb public dacă consideră că este necesar inelul de apă, așa cum a fost prevăzut în programul PMP-ului. Pentru că este necesar, cred că primul lucru, pe lângă drumul și infrastructură, cred că apa potabilă este strict necesară acestui județ și poate că foarte multe din necazurile acestui județ vin de la lipsa apei potabile în fiecare localitate. Și de asemenea aș vrea să-i întreb ce au de gând în ceea ce privește conducerea ITI, zona de nord sau cum se cheamă. Există un act normativ care a creat această structură și trebuie să fim foarte atenți, atât presa, cât și toate partidele politice, ce înseamnă această structură și cum va fi ea organizată. Pentru că eu consider că în această structură de conducere trebuie să își aducă aportul toate partidele, toate formațiunile politice, indiferent dacă au reprezentare în Consiliul Județean, dacă nu au, având în vedere că este regională. Noi facem parte dintr-un partid care are și europarlamentari și parlamentari, grupuri parlamentare și cred că este necesar, și dacă nu chiar obligatoriu, ca la crearea acestei structuri să fie consultate toate partidele, cel puțin care au familii europene.